Cancelarul german Olaf Scholz a promis astăzi la Praga să sprijine extinderea Uniunii Europene prin intrarea țărilor din Balcanii Occidentali, a Ucrainei, a Republicii Moldova și chiar a Georgiei. Scholz zice că va susține și aderarea la Schengen pentru România, Croația și Bulgaria și a susținut dispariția regulii unanimității în luarea deciziilor la nivelul UE, informează AFP. Erstens, ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien. Faptul că Uniunea Europeană continuă să se lărgească spre Est este un avantaj pentru noi toți, a afirmat Scholz într-un discurs la Praga privitor viitorul Europei. În această Uniune lărgită, diferențele între statele membre vor crește în termeni de interese politice, putere economică sau sisteme sociale. Acolo unde astăzi este necesară unanimitatea, riscul ca o singură țară să le împiedice cu vetoul său pe celelalte să avanseze crește cu fiecare nou stat membru, a explicat Olaf Scholz. În acest context, el a propus o trecere graduală la luarea deciziilor cu majoritatea în politica externă comună, dar și în alte domenii, precum politica fiscală. În același timp, cancelarul german crede că România, Bulgaria și Croația îndeplinesc toate condițiile pentru a deveni membru cu drepturi depline ale spațiului Schengen, care nu necesită pașapoarte. Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și ar trebui să o protejăm și să o dezvoltăm. Acest lucru înseamnă de altfel închiderea decalajelor rămase, a declarat Scholz. Președintele Klaus Iohannis îi mulțumește lui Olaf Scholz pentru sprijinul Germaniei în aderarea la Schengen a României. Salut anunțul cancelarului german Olaf Scholz privind sprijinul Germaniei pentru aderarea la Schengen a României, un obiectiv strategic al țării mele, care îndeplinește în mod clar toate cerințele tehnice. Îi mulțumesc pentru angajamentul personal, a scris Iohannis pe Twitter.